conștientizând nevoia noastră zilnică după o relație specială cu Dumnezeu, mai ales acum când ne pregătim pentru un efort misionar special care va cere implicarea tuturor membrilor în slujire, am invitat familia Page să ne ajute să ne reamintim de marea noastră nevoie după rugăciune, după o relație personală și intimă cu Iisus Hristos. Pastor Jerry, în experiența dumneavoastră și în opinia dumneavoastră profesională, care este cea mai calificată sau mai adecvată persoană pentru întâlnirile evanghelistice ca vorbitor? Se poate răspunde în multe moduri, însă cred că a fi plin de Duhul Sfânt. La fel cum ucenicii nu păreau calificați, dar au fost chemați de Iisus să o facă, căci inima lor era plină de Hristos și de învierea Lui, iar Duhul Sfânt i-a folosit cu putere. Astfel, vedem că orice om de orice vârstă poate face acest lucru bine dacă îl roagă pe Iisus să trimită Duhul Sfânt peste ei. Ce cuvânt de încurajare aveți pentru cei care vor predica în aceste întâlniri evanghelistice luna viitoare? Ce privilegiu să le spui oamenilor despre Iisus și Evanghelia Lui și să îi ajuți ca să ajungă în cer. Însă eu aș încuraja că pot face toate lucrurile prin Hristos Cel care ne întărește. Chiar dacă abilitățile lor nu încurajează, dacă Dumnezeu îi cheamă și sunt dornici să răspundă chemării, o pot face. Indiferent cine ești, ce vârstă ai, tânăr sau adult, chiar și copiii predică foarte bine, este minunat cum Dumnezeu poate folosi pe cineva care este dornic să lucreze pentru El. Sora Janet, ce ar trebui să facă un bărbat sau o femeie care vrea să fie implicată într-o campanie evanghelistică și vrea să ajungă la inimile oamenilor pentru a-i aduce la Hristos? Cum să se pregătească în mod spiritual și în mod personal pentru această lucrare? Cel mai bun lucru pe care îl știu este să petrești timp cu Iisus. În cuvânt, în Cartea Hristos Lumina Lumii, învățând mai mult despre Iisus, dar și cerând împlinirea făgăduinței din Psalmul 139 de a-i cere lui Dumnezeu să-și cerceteze inima și să te încerce, să vadă dacă există vreun păcat pe care trebuie să-l mărturisești și să-i permiți lui Dumnezeu să vină și să te curețe și să te schimbe. Care ar fi sfatul dumneavoastră pentru vorbitorii acestor campanii? Un mesaj special acestor persoane. Știu că prima oară când am ținut prezentări mi-a fost foarte frică pentru că nu făcusem asta înainte. Cel mai bun lucru pe care îl știu este să petrești timp cu Iisus, să rămâi în cuvântul Său și să ai de asemenea un partener de rugăciune. Dacă nu ai unul, roagă lui pe Dumnezeu să-ți trimită pe cineva care se va ruga pentru tine în legătură cu aceste întâlniri. A fost o întâlnire benefică de la care am învățat că implicarea totală a membrilor este necesară. Am participat la această întâlnire pentru că în iarna aceasta voi susține și eu o campanie de evanghelizare și am venit aici cu dorința să învăț mai mult și să fiu mai bine pregătit din punct de vedere spiritual și mi-a prins foarte bine această întâlnire. Mi-a plăcut faptul că la această întâlnire s-a pus accentul pe puterea Duhului Sfânt și nu pe forțele proprii în vederea vestirii Evangheliei. A sosit timpul ca și tu, indiferent unde ești și cine ești, să răspunzi chemării lui Dumnezeu și luându-L pe Iisus la dreapta ta, să te implici cu toată inima în lucrarea de salvare de suflete. Domnul te așteaptă și pe tine.